Mulțumim frumos pentru aceste două ascunzișuri muzicale, da? Și le numesc așa pentru că lipsa de exprimare în cuvinte a acestei armonii te face să te duci cu gândul în fel și fel de multe locuri. Iubiții mei, cam de multe seri am tot intenționat să cântăm și noi cu toții, nu doar să ascultăm, și cu tehnica asta noastră rămasă în urmă sau prea înainte, n-am promovat pe perete, dar îmi cer scuze pentru cei ce n-or ști cântarea. Aș vrea să vă cântăm o cântare ce poartă titlul Când se lasă umbra serii. Și cei care nu cunoașteți sau n-ați auzit niciodată o sală de oameni să cânte, aș vrea să percepeți în cât se poate frumusețea unei cântări, a unei mulțimi. De ce? Pentru că în ziua mântuirii noastre vom cânta toți împreună cu Hristos o cântare pe care abia atunci o să o știm. Deci în seara aceasta cântăm pentru voi toată lumea, dacă aveți cărți și puteți da vecinului vostru care nu are să o faceți, cântăm pentru voi imnul Când se lasă umbra serii. Când se lasă
Da. Surprindem câteodată o îmbulzeală mare de oameni numită concert și vedem cum sute sau mii de tineri în explozia uneori chiar necontrolată a boxelor și a muzicii, uneori a răgnetului de acolo, participă la manifestarea respectivă, încântați într-un anumit fel. Probabil că momentul acesta de cântare pentru unii dintre voi n-a ajuns să fie un angajament comun, însă dacă aș evoca ultimile versuri, ați vedea că e mare lucru să înțelegi ce înseamnă viață. Zice așa, azi nimic nu mă întristează, nici dușmanii nu-i urăsc. Ce știți voi, când urăști pe cineva, el se simte neconfortabil sau tu? El. Dar pe el nici nu știe că îl urăști. Tu nu poți dormi noaptea și nu știi cum să faci planuri, cum să-i mai spargi vreo roată la mașină sau să-i faci vreun necaz, nu? Sigur că dacă știe, mai are și el necazuri. Dar când urăști, n-ai liniște. Când știi ce înseamnă viață, toate acestea dispar. Iar o cântare de acest gen, care nu te provoacă datorită zgomotului sau datorită unui curent născut ca să moară, o cântare de genul acesta când te provoacă, te leagă de ceruri. Și vă doresc, dragii mei, ca în zilele următoare, când în vreun fel sau altul, foșnetul acestei cântări va suna în inima ta sau în mintea ta, atunci să-ți aduci aminte că te poți lega de ceruri. Amin. Dragii mei frați, stimate surori, stimați musafiri, îngăduiți-mi pentru încă o dată să vă spun bună seara și bine ați venit la acest popas duhovnicesc. Și îmi doresc ca împreună cu mine, pentru aproximativ 40 de minute, să participăm la primăvara ființelor noastre. Aproape că e primăvară și afară, deși astăzi a fost cam încurcată vremea, și aproape că e primăvară și în voi și în mine. Iar cei care vom da curs drumului acesta născut în noi, ne vom umple de flori, fețele, sufletele și prin noi și pe alții. Vom citi din nou din Sfânta Scriptură cartea aceasta despre care am discutat într-una din seri și vom citi mai concret din Psalmul 90, începând cu versetul 9, un pasaj pe care l-am ales ca temelie la drumul acesta cu titlul Dacă ai ști ce înseamnă viață. În Psalmul 90, începând cu versetul 9, citim următoarele cuvinte. Toate zilele noastre pierd de urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucru cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere. Că-și trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești, ai milă
de robii tăi. Repet cu fiecare ocazie, dacă pot, într-o noutate de cuvinte sau de expresii, când citești această informație pe care Dumnezeu vroia să o avem și noi, te regăsești în fiecare zgomot de literă și de cuvânt. Toate zilele noastre mor de urgia ta, pierd. Însă cei mai mulți dintre noi parcă ar vrea să refuze această realitate. Și le citesc cu fiecare ocazie, dragii mei, pentru ca să pot să mă provoc pe mine și pe tine la o conștientizare cu privire la ce este viața. Am fost astăzi în casa părinților mei și în curte am văzut un om bătrân, chiar foarte bătrân, era tatăl meu. A venit în casă, ne-am așezat și am început să povestim. Și la un moment dat se minunează, el are 82 de ani, că prin atâtea necazuri a trecut în viață și totuși a trăit 82 de ani. Și a început să-mi povestească cum îl batjocoreau și îl chinuiau în armată din cauza credinței. Și la un moment dat se oprește și zice, dar tu unde ai făcut armata? Mă întreabă pe mine. Și mi-am dat seama că Păi bine, mă, tată, tu nu știi că eu am făcut liceu militar? Ah, da. Și mi s-au umplut ochii de lacrimi, iar când am ieșit pe ușă și am plecat, am plâns până la poartă, uitându-mă la tatăl meu, care se adună încet așa spre sine, parcă are ferestre în memorie, prin care intră alt tip de lumini, numite uitare. Și îmi pun întrebarea și ți-o pun și ție. Știi ce înseamnă viață? Ești sigur că știi ce înseamnă viață? Și am ales și pentru seara aceasta un radical al acestui complex studiu, sau dacă vreți, a acestei complexe existențe, sau numiți-o cum vreți. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai accepta să fii iubit de Dumnezeu? Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, refuzi iubirea Lui. Și așa e de trist. Și așa e de puțin. Și așa e de fără gust. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai refuza iubirea Lui Dumnezeu. Dar pentru că nu știi, ești ceea ce ești. Tema acestei seri sau prelegere sau cum vreți să o numiți, poartă titlul Ziua când se învârt morții în mormânt. Vedeți, dragii mei, există tot felul de povestiri despre morți. Unii zic că omul când moare mai vine înapoi și îți face probleme noaptea și te necăjește. Și alții la necazul ăsta au zis, există o soluție, care? Îi scoți inima, o faci cenușă, o faci într-un ceai, o bei și ai scăpat. Și în secolul 21, iertați-mă, poate că jignesc pe cineva, dar nu știu de ce n-aș face-o, nu? În secolul 21,
oameni cu carte. Dezgroapă mortul, îi ia inima, o face ce trebuie făcută și o mănâncă sau o bea ca să nu-l bântuie noaptea. Vezi ce înseamnă, spuneam într-o seară, dacă ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ai dat sufletul dracului. Vezi ce înseamnă să-ți dai sufletul în mâna demonului. Și fel și fel de povești. Alții, ca să nu se transforme mortul în strigoi, când moare îi bate un țăruș în inimă. Nu. Cum? Cum ai vedea? Și încă o face cu mare verbă. Copilul sau nepotul sau cineva de-al casei ia un țăruș și îi bate în inimă la tată să-și după în groapă, să nu se transforme în strigoi. Și vorba românului, câte bordeie, atâtea obicei. Pentru că omul e dispus să creadă orice, numai pe Dumnezeu nu. Omul este dispus să accepte orice, numai iubirea lui Dumnezeu nu. Alții spun că după ani de zile când a fost deshumat, mortul l-a găsit invers, cu fața în jos. Și fel și fel de presupuneri. Cum s-a întors? Nu? Și nici nu știi dacă să râzi sau să plângi. Nici nu știi dacă e adevărat sau nu. Și ne-am obișnuit sub pretextul celor mai deștepți oameni ai istoriei planetei Pământ să bâșbâim în tot felul de cotloane, de presupoziții, cu tot felul de teme și cu tot felul de halucinații existențiale, când am putea să vedem ce zice Dumnezeu și să fie destul și să n-ai nici una din cele care se petrec. Eram la televiziune cu o altă vrăjitoare în emisie, poate unii ați văzut, și explica, bine, ea nu-și zice vrăjitoare, o doamnă aleasă explica cum au ei biomagneți și tot felul de chestii și cum pot să ridice obiecte și... Păi și zic, doamnă dragă, cum v-ați descoperit chestia asta? Păi zice, odată mergeam așa și din întâmplare am văzut că se leagă ceva de mână și vine după mine, dacă-i de... Bun, ce interesant. Și păi zic, când treceți printr-un magazin de feronărie, ce faceți? Că sar toate șuruburile pe noastră. Zic, că... Păi nu, zice, numai când vreau eu. Păi cum ați zis că din întâmplare? De ce el aveți? Și bă, frații mei, da, e chiar stupid că trăim într-un veac așa de prost. Și zic, doamnă, suntem aici în față la 20 de milioane care se uită la televizor. Ia uitați aici, am scos pixul, l-am pus, ridicați-l în fața mea și mă las și de popie și de profesorat și mă fac măturător. Ridicați-l acum aici să-l văd. Păi știți, mi-ar fi mai ușor o carte. Păi stați că vă dau o carte. Păi știți că, stați, doamnă, ho, da. Facem o emisiune și vă arăt. Bine. Și când s-a terminat emisiunea, a zis, nu mai vin. Păi stați un pic, oameni. Dacă toți sunteți în viacul drepturilor, n-aveți dreptul, reformulez, dacă tot suntem în viacul drepturilor, n-avem dreptul să nu fim proști? Și zice aici psalmistul așa, parcă într-un fel de mânie sau zice, dar cine ia seama la tăria mâniei tale, Doamne, și la urgia ta așa cum se cuvine să se teamă omul de tine?
Există totuși cineva care vrea să vadă cum arată cărțile? Există totuși cineva care să-și dorească în vreun fel sau altul să vadă cum arată realitatea? Și măcar că toți parcă alergăm spre aceste lucruri, aproape nu-i nimeni care să vrea. Vedeți, expresia aceasta arată o situație care pretinde că se poate întâmpla imposibilul. Vreau să vă dau câteva exemple. Există în limbajul nostru comun, de exemplu, eu am făcut un pic de muzică și când am ceva la vioară sau la pian sau în sfârșit și eram între noi, între muzicați, și câte unul dintre noi cânta așa de rău de te-a apucat dureri de măselele minții, care încă nici nu-ți ieșiseră. Și altul zicea, bă, zice, de te-ar auzi Mozart, s-ar întoarce în mormânt. Adică atâta de rău cânta, că zice, de te-ar auzi ăla, s-ar întoarce în mormânt. Adică o situație atât de ieșită din comun și de gravă, încât promovează să se întâmple imposibilul. Și asta de ce ieșa? Ieșa dintr-o interpretare, ce știu, la piață sau la un instrument, nu? Ce ați avut și voi expresii din asta? Sau, nu, există atitudini de desconsiderare. Auzi pe câte unul că vorbește așa de desconsiderător de cineva care este mort, încât zici, Doamne, de te-ar auzi ce zici despre el, s-ar întoarce invers. Adică această atitudine nefondată, poate, sau cu tupeu, sau cu jenă, care exprimă ceva extrem de excentric față de o realitate, propune ca undeva în pământ, într-o groapă, să se întâmple imposibilul, să se întoarcă omul cu fața în jos. Nu? E chiar așa de mult o desconsiderare? Sau e chiar așa de mult o interpretare greșită? Sau, aș mai da un exemplu, gafe din astea imense, care le putem face fiecare, nu? Câteodată neștiutor sau ai auzit de undeva sau din cauza neatenției sau poate din cauza inculturii, nu? Zici, Doamne, să-ți recit o poezie de Mihai Eminescu. Ia să aud. Și tu începi. Îmi va durea pere pe scurg și voi da un cale. Și plopii numedul la murg, doinesc eterna jale. Pentru cei care știți, asta e o poezie de George Coșbuc. Și atunci zice ăla care aude recitându-te, ce bătuși ești nebun. Și de te-ar auzi, s-ar întoarce în copârșau. Adică e ruptă de realitate, nu? E o gafă imensă, dar e chiar așa imensă? Deci observăm, dragii mei, că o simplă interpretare sau dacă vreți o simplă desconsiderare, sau dacă vreți o simplă gafă în mintea noastră, creează un context care propune să aibă loc petrecerea imposibilului. Adică cel care e mort și care nu mai mișcă undeva în pământ să se întoarcă invers. Și aș vrea în seara aceasta, dragii mei, să vă vorbesc despre o situație imposibilă, sau mai bine corect, despre o situație care a cerut, a pretins și a lăsat să se producă imposibilul. Vedeți, poate unii dintre voi, dacă vă introduceți mâna aici sub bluză, scoateți un lănțișor și de lănțișor atârnă o cruce, pe care este așezat un bărbat pe care voi îl numiți Iisus Hristos. Sau poate altul aveți la mână un talisman în care atârnă o cruciuliță pe care este Iisus Hristos. Sau alții mergeți pe drum și la o intersecție vedeți o troiță unde este o cruce și din tablă sau din alt material este așezat un om, o înfățișare de om în suferință,
pe care o numiți Iisus Hristos. Știți cine este Iisus Hristos? O să ziceți, da, mama, domnule pastor, chiar așa, e la jenă să ne întreb, normal că știm. Dar eu întreb, știți cine este Iisus Hristos? Aș vrea să vă zic câteva lucruri despre El. Iisus Hristos este Dumnezeu. Poate un Dumnezeu să fie pus pe cruce? Iisus Hristos este Dumnezeul vieții. Poate Dumnezeul vieții să fie așezat pe o cruce și omorât? Iisus Hristos este Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Adică este cheia de boltă a autorității și a puterii. Poate cineva să lege și să silească, să batjocorească și să lovească pe cheia de boltă a autorității și a puterii? Păi numai între noi, așa. Este vreunul care se poate lega de armata Statelor Unite ale Americii? Este vreunul? Păi, dacă n-ai ce face, da. Și vrei să-ți faci de lucru, dar n-ai cum. De ce este Iisus Hristos pe cruce? Ați întrebat vreodată? Probabil că da. Ce răspuns ați dat? Cum adică să-L pui pe cel tare să-L legi? Cum adică pe cel ce este viață să-L ucizi? Cum adică pe cel ce este Dumnezeu să-L faci om? E destul de imposibil sau este categoric imposibil. V-ați întrebat vreodată care este realitatea sau care este spațiul sau care este timpul care pretinde și justifică și lasă să se petreacă acest imposibil? Dragii mei, realitatea care a justificat și a pretins acest imposibil este un singur cuvânt de care v-am vorbit puțin și într-o altă seară, și anume păcatul. Și în seara aceasta, dragii mei, pornind de la imaginea dinainte, aș vrea să vă spun trei lucruri despre păcat foarte importante în momentul acesta pentru viața ta și pentru viața mea. Păcatul este o interpretare la jenă a dragostei lui Dumnezeu. Lucru care este tot mai contemporan și tot mai actual în marea masă de oameni necredincioși și mai mult în marea masă de oameni credincioși. Când auzi pe cineva vorbind despre dragostea lui Dumnezeu dintr-o biserică, te crucești ce poate să zică. În mintea lui, dragostea lui Dumnezeu înseamnă un fel de Dumnezeu care nu poate să facă nimic, nu poate să justifice nimic, nu se atinge de nimeni, este un fel de fantomă nici fără culoare și fără autoritate. Iar dacă ar fi să folosesc sintagma de la început, dacă ar auzi Dumnezeu cum interpretezi tu păcatul, dragostea lui, pardon, și-ar întoarce fața. O interpretare la jenă a dragostei lui Dumnezeu. Păcatul, dragii mei, este o desconsiderare a dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu a luat și a făcut trupul acesta al meu și al tău cu toată complexitatea lui, te-a făcut atât de frumos, aranjat toate lucrurile. Stai într-o zi și uită-te la o bucățică de deget și poți să te uiți la el ani în șir să vezi cât de frumos l-a făcut și l-a aranjat. Iar prin ceea ce faci, prin ceea ce mănânci, prin ceea ce gândești, prin locurile unde mergi, nu faci altceva decât zilnic desconsideri ce a făcut Dumnezeu.
Și dacă aș folosi sintagma de la început, dacă ar auzi Dumnezeu cum desconsideri tu opera Lui, și-ar întoarce fața în altă parte. Pentru că ceea ce a propus și a solicitat să se petreacă imposibilul, adică să fie pus Iisus Hristos pe cruce, este păcatul. Și nu în ultimul rând, da? Gafă, da? Să faci o gafă, să zici că vă zic ceva de Eminescu și să zici de George Coșbuc. Avem în limbajul nostru, să mă ierte Dumnezeu, dragii mei, avem în limbajul nostru o groază de lucruri pe care le face Dumnezeu și noi le punem în seama întâmplării, în seama oamenilor, în seama societății și chiar în seama satanei. Tu crezi că ai doi ochi să vezi? Așa numai că ai? Tu crezi că ai momente de bucurie și de destindere, așa că le ai? Toate acestea decurg din atitudinea de iubire a lui Dumnezeu față de tine, iar tu le pui în contul întâmplării, în contul societății, în contul haosului, sau uneori îți permiți să le pui chiar în contul demonului. Dar e posibil așa ceva? Și vreau să vă spun ceva, ce se întâmplă. La un moment dat, după ce Domnul Iisus Hristos a născut în Betleemul din Iudeea, a crescut și a intrat pe ultima sută de metri a lucrării Lui, toate păcatele lumii, a mele și a tale, au fost luate și puse asupra Lui. Și ne spune Sfânta Evanghelie, nu mai caut acum, în Evanghelia după Matei, la capitolul 27, ne spune când s-a uitat Dumnezeu la Iisus Hristos și a văzut toate păcatele puse pe El, a făcut un gest pe care deja Hristos, Dumnezeul, parcă n-a mai putut să-L ducă și a strigat: Eli, Eli, lama sabactani, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru ce? Pentru că pe El și în El erau puse toate păcatele lumii, și al meu și al tău. Iar grozăvia acestui păcat l-a determinat pe Dumnezeu să-și întoarcă fața de la Fiul Său. Ce groaznic! Vedeți, dragii mei, și dacă te-ar auzi Mozart, s-ar întoarce în mormânt. Când Dumnezeu a văzut păcatele noastre toate și a întors fața de la Fiul Său și a fost de acord să moară într-o a ta și a mea mântuire. Nu-ți spune nimic treaba asta? Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai accepta să fii iubit de Dumnezeu, dar pentru că nu știi, ești ceea ce ești. Și zice Moise, în psalmul care l-am citit, unde este omul care să ia seama la tăria lui Dumnezeu și să se teamă de El? Unde este omul care să se întâmple ceva în el pentru situația aceasta care există. Dacă nu pretind mai mult, n-ai vrea să fii tu? Iar în cartea profetului Isaia, când începe să descrie suferințele Domnului Iisus Hristos, merită să citesc Isaia 53, apare așa de frumos această expresie:
zice așa, Isaia 53, începând cu versetul 1, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui Dumnezeu ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Iar acest dispreț văzut în Hristos nu era altceva decât culoarea, esența, disponibilitatea, atitudinea, modernitatea. Și continuați lista a păcatului meu și a păcatului tău, care l-a așezat pe Iisus Hristos într-un mod atât de disprețuitor, încât Tatăl Dumnezeul și-a întors fața de la el. Și parcă nemai rezistând, sau parcă adunând tot ce se poate aduna în dumnezeirea lui, a zbierat: Tată, de ce ți-ai întors fața de la mine? Chiar nu te interesează. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai accepta să fii iubit de Dumnezeu. Dar pentru că nu știi, ești ceea ce ești. Vedeți, poate nu vă vine să credeți, e mult mai greu să lași pe cineva să te iubească decât să iubești. E mult mai greu. Și mai ales să lași să fii iubit de cineva care nu-ți place. E complicat. Pentru că atunci când iubirea cuiva pătrunde în tine, se petrec niște lucruri ciudate, foarte ciudate. Mă fac vulnerabil, sper să iasă bine. De vreme încoace, soția mea tot încearcă feluri noi de mâncare și găsește într-o carte de bucate o mâncare cu titlu Cartofi împărătești. Cartofi împărătești. Să fac eu niște cartofi împărătești la împăratul meu. Și s-a bucă draga de ea, lucrează de la miaz până seara, face în sfârșit. Mă uitam în cuptor, eram rezervat la cum arătau ei așa în sfârșit. Îi termine, îi scoate frumos, îi pune pe masă, ies abur așa. I-am văzut cum arată, poate că arătau ei împărat, dar... Dar ce să te faci? Că ai lăsat-o într-o zi să te iubească și îmi pun din ei în farfurie, copiii se uitau la ei, Doamne ferește să se atingă de ei. Și eu mă apuc conștiincios și mănânc. N-aveau niciun gust. Și mănânc, și mănânc. Nu pot să zic mai departe. Și... Iubiți-i mei oameni, e un fenomen foarte interesant. Pe urmă i-a luat și i-a făcut încă altfel ca să fie cum face de mai demult, dar copiii nici că s-au atins de ei, că știau dinainte, ăștia se împărătește, a împăratului să rămână. Deci, când lași pe cineva să te iubească, mă, nu-ți vine să crezi, mânci și cartofi împărătește. Când ai ce să faci. E mare lucru să lași pe Dumnezeu să te iubească. E extraordinar de mult. Pentru că din momentul în care e ca și cum deschizi un geam sau o ușă prin care năvălește pe tine
o altă stare existențială și nu mai poți să te comporți ca înainte. Iar omul, când începe să miroase ce înseamnă viață, dragul meu, îl lasă pe Dumnezeu să-l iubească. Și prima problemă, poate stângaci pusă de mine, în viața noastră, nu este neapărat că nu-l iubim pe Dumnezeu, ci este că nu-i dăm voie să ne iubească. Cum se apropie iubirea lui de noi sau gesturile lui de noi sau ocrotirea lui de noi, imediat, revoltător, respingem această iubire. Însă, în final, dragii mei, cei dintre noi care nu învață să-și numere bine zilele, nu capătă nici îndurare și nici mântuire. Și n-aș vrea să existe o spaimă în noi că viața aceasta e cam scurtă. Poate că ești mulțumit cu ea, dar dacă se poate mai mult, sau dacă se poate totul, ar merita să te gândești puțin. Ar merita să dai un alt tip de atenție. Vedeți, viața de credință sau viața duhovnicească nu este o anexă a vieții ca să fie echilibrat și să-ți meargă relativ bine. Așa facem noi. Viața duhovnicească sau de credință trebuie să fie propria ta existență. Tu n-ai voie, dacă te respecti, să ai momente ale zilei în care să nu fii duhovnicesc. Tu n-ai voie, dacă te respecti, să ai momente ale zilei în care să fii în afara unei credințe. Tu n-ai voie, dacă te respecti, să-ți permiți să ai ocazii în care dragostea lui Dumnezeu să o dai la o parte, că te deranjează. Pentru că în sufletul tău și în viața ta se aude zilnic strigătul acesta pe care îl notează Dumnezeu în psalmul, zice: întoarce-te, Doamne, până când zăbovești, ai milă de robii tăi. Prezența ta, existența ta, gesturile tale, toate nu fac altceva decât exprimă acest strigăt: întoarce-te, Doamne, la mine până când zăbovești. Și cu toate că ești așa, așa de multe zile le pui altfel. Nu uita, dacă ai ști ce înseamnă viață, l-ai lăsat pe Dumnezeu să te iubească. Dar pentru că nu știi, ești ceea ce ești. Vreau să mă întorc la curiozitatea acestei formulări. Ziua când se întorc morți în mormânt. Și aș vrea să-mi permit să fac un salt de la zicere la realitate. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Chiar dacă am ilarizat adineauri puțin, vreau să vă spun că există o zi, de fapt două, când morții se întorc în mormânt. Și aș vrea, în minutele ce le mai am, să vă povestesc de aceste două zile când pe de adevăratele morții se întorc în mormânt. În epistola lui Pavel către Efeseni, la capitolul 2, sunt notate câteva cuvinte despre oameni și implicit despre tine și despre mine, sigur că da.
Și spune așa, Efeseni, capitolul 2, începând cu versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzducului, adică a demonului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Voi erați morți, spune despre niște oameni. Însă, dragii mei, vreau să vă spun în seara asta ceva interesant. Eu și cu tine nu eram. Suntem morți în păcatele și în greșelile noastre. Iar dacă vreunul din noi în seara aceasta este dispus să fie de acord să-L iubească Dumnezeu, se întâmplă imposibilul. Mă întorc cu fața spre Dumnezeu în mormânt. Seara aceasta e seara când se întorc morți în mormânt. Și unul dintre ei poți fi tu. Tu mort în păcatele și în mizeriile tale. Iubirea lui Dumnezeu în seara aceasta a coborât la tine și solicită minunea. Poți să te întorci în copârșău cu fața spre Dumnezeu. E o șansă unică. E o șansă poate repetabilă, dar nu-i sigur. Spune Pavel, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care ați trăit după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzducului, al Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea Lui cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață. Ne dă posibilitatea să ne întoarcem cu fața spre El. Și tu ești unul dintre cei care are această posibilitate și eu sunt unul dintre cei care am această posibilitate. Și dacă tot este ziua în care se întorc morți în mormânt, de ce să nu ne întoarcem? De ce? Oh, câte motive! Mai vreau și o seară de nelegiuire. Mai vreau și un cântec de pahar. Mai vreau și eu. Și la ce ți ajută? Intram astăzi în Târgu Mureș și a apărut o pancardă nouă, sau cel puțin pentru mine nouă, că n-am mai văzut-o, pe marginea drumului, mare de tot, și era o mașină a cărei față era șifonată așa strânsă ca un acordeon și pe urmă am sesizat că deasupra ei era făcut un bord de mașină, kilometrajul, era pus 110, 120, 130, de la 130 dispăreau și cifrele și liniuțele, adică deja erai nebun, cam asta se deducea și era pusă întrebarea, unde te grăbești? Te întreb și eu, unde te duci? Mai ai ceva? Ce? Ziua când se întorc morți în mormânt. Este un om al Scripturii care surprinde chiar în termenii aceștia atitudinea lui. Este vorba de Daniel, în Daniel la capitolul 9,
începând cu versetul 3, și el zice așa, că în anul cu tare, ziua cu tare, în sfârșit, și spune, mi-am întors fața către Dumnezeu. N-ai vrea seara aceasta să-ți aparțină ție în a-ți întoarce fața către Dumnezeu? Măcar așa să vezi ce iese. E o zi așa de mare, ziua aceasta, și așa de lungă, și așa de multă dragoste în jurul meu și în jurul tău, și așa de mult cer a coborât peste ființa ta, și așa de mult sângeri și de heruvimi mă curtează și te curtează, pentru că e ziua mare când te poți întoarce în mormânt, datorită dragostei Lui, și din mort să fii la viață cu Hristos. Vei lăsa să treacă disperabil și această zi? Probabil că da. De ce? Și vreau să vă mai spun despre o zi când se vor întoarce morții în mormânt pe de adevăratele, adică tot fizic. În cartea profetului Daniel, la capitolul 12, începând cu versetul 1, Dumnezeu ține foarte mult ca eu și tu să știm câteva lucruri. Zice așa. Daniel 12, versetul 1 și 2 spune așa. În vremea aceea se va scula marele voivod Mihai, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtoare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară veșnică. Va mai fi o zi în care morții se întorc în mormânt. Știi, o să fie așa, poate că e satiric cum povestesc, dar la un moment dat o să zic, bă, trăiesc, și dai să te miști. Și dacă ți-ai făcut criptă din aia frumoasă, cu loc acolo, cu spațiu, pentru ca să pui și de mâncare la ei care mai vin, așa, ai chiar spațiu. Bă, trăiesc. Și odată într-o explozie dumnezeiască, sar capacele și în pământul de pe tine și îl vezi pe Hristos. Și urli odată, spune Scriptura, cădeți munți și dealuri peste mine, și ascundeți-mă de mânia celui care vine. Știi de ce? Pentru că ai refuzat în seara asta să te întorci în mormânt. Milioane și miliarde, poate, de oameni vor zbiera. Cădeți munți și stânci peste mine și ascundeți-mă de fața celui ce vine. Toată conștientizarea, trăiesc, exist, bucuria, nedumerirea, se va transforma în marea groază a celui ce n-a vrut azi să-și întoarcă fața spre Dumnezeu. Dacă ai ști ce înseamnă viață, L-ai lăsat pe Dumnezeu să te iubească. Dar pentru că nu știi, ești ceea ce ești. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor
circula din pământ. Unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Într-o altă seară vom discuta în detalii problemele acestea. Acum reamintesc cât de frumos, cât de spumant, cât de colorat, cât de încântător ar fi că atunci când se sizezi în pământ, în lutul ăla, mă, exist. Și la un moment dat, necontrolat, într-o explozie dumnezească, sare totul de pe tine și se deschide cerul și e văzut Hristos. Să poți să zici, iată Dumnezeul în care am crescut. Însă ca să poți să zici cuvintele acestea, în seara asta ar trebui să-ți întorci fața spre Dumnezeu. E seara când morții în păcate ar trebui să se întoarcă în mormânt. E seara ta și e seara mea. Și atunci, iubiții mei oameni, s-ar fredona așa în susur sau în șipot de vad al izvoarelor, s-ar fredona dorul acesta. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești. Ai milă de robii tăi. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești. Ai milă de oamenii aceștia care în seara aceasta am stat înaintea ta. E seara și ziua când eu și tu ne putem întoarce cu fața spre Dumnezeu. Scumpii mei oameni, în numele lui Hristos vă rog, întoarceți-vă cu fața spre Dumnezeu. Dacă ai ști ce înseamnă viață, l-ai lăsa să te iubească. Și dacă l-ai lăsa să te iubească, necontrolat, ai fi altcineva. Și îți doresc în numele dragostei lui, din seara aceasta, să fii altcineva. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Aș dori în încheiere să înalți o rugăciune și vă rog să vă ridicați în picioare. Sfinte Tată care locuiești în ceruri, cu inimile noastre pline de bucurie și poate de tristețe, de nedumeriri și poate de înțelesuri, venim în seara aceasta înaintea ta să-ți mulțumim că existi. Și în mod special să-ți mulțumim că mai există pentru noi dragostea ta. Te rugăm frumos, ajută-ne în seara aceasta să ne întoarcem fața spre tine. Primește privirea noastră și sufletele noastre și fă din noi plămăditura voiei tale și fă din noi copiii tăi. Te rog frumos, Sfinte Tată, binecuvintează toți oamenii care au poposit aici în această seară. Umple viața lor și sufletul lor și dorul lor de cuvântul tău. Și fă, Doamne, să avem parte de mântuirea ta. Dă-ne cerul tău ca un avans și bucuria ta și dragostea ta să rămână pe fețele noastre până va veni Iisus Hristos. Îți mulțumim că ne asculți. Să fii binecuvântat tu, Tată, Domnul Iisus Hristos,
și Sfântul Tău Duh să umple ființa noastră cu tot ce este adevărat, de acum și până în veci de veci. Amin.